Dișancare a făcut toată pregătirea, dar din păcate când se înceapă campionatul a făcut buba. Iar acum e dispărut fără urmă, pe mine nu m-a anunțat ce vrea să facă, de vreo 3 zile nu este de găsit. Se pare că s-a dus să se trateze la alt doctor în alte zări, pentru care va plăti sigur. Hidișan l-a înnebunit pe Grigoraș. Tehnicianul i-a mai dat o ultimă șansă mijlocașului la startul pregătirii de iarnă, dar acum regretă gestul făcut. Hidișan a revenit la obiceiul mai vechi de a se accidenta, exact la finele pregătirilor. Din păcate, cred că aici am greșit, pentru că n-am știut că trebuie să-i schimb și capul. Pare rău, foarte rău pentru el. Dacă se simte jignit, nu e niciun fel de problemă să vină să-mi ceară mie socoteală. Hidișan a plecat să se trateze la București pentru o accidentare numită simplu bubă de antrenor. Grigoraș nu se ferește să-l acuze pe jucătorul său că ar fi mai încet la minte. I-ar fi spus la cineva din conducere că el se duce și se tratează nu știu undeva la București. Îl va costa, sigur, cu toate că mă doare inima când trebuie să fac, știu, referate vis-a-vis de penalizarea unor jucători, pentru că sunt total împotriva acestor lucruri, dar plăcerea și prostia în viață se plătește. Iar la el nu se poate numi plăcere. Hidișan va fi cel mai probabil amendat la revenirea la Târgu Jiu și nu va mai intra în calculele antrenorului pentru acest retur.